Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, ne întâlnim în ședință ordinară, o ședință cu puncte pe ordinea de zi în ceea ce privește actualizări de prețuri. Ar putea să fie discuții mai aprinse. Mai avem pe ordinea de zi un punct referitor la colectarea deșeurilor și avem invitați de la ADIS pe domnul director general și domnul director adjunct pentru a ne explica exact cum stau lucrurile. Sper să fim prompți și eficienți pentru această ședință. Dacă se poate, domnule președinte, să venim cu... La primul punct. Da, îl avem primul punct. Da, domnul punct. Să aștepte pe domnul director. Domnul secretar, domnule președinte, vă rog să preluați. Bună ziua, domnilor consilieri, bună ziua invitaților, bună ziua tuturor. Domnul Munteanu și-a exprimat dorința de intra online din motive personale. Ce mai lipsește? Cele spuse, având în vedere cele spuse și constatând că sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea ședinței, declarăm ședința deschisă. La materialele de la comisie ați avut și procesele verbale ale ședințelor trecute. Dacă sunt discuții pe cele două procese verbale, dacă nu sunt discuții, le supun la vot. Cine este pentru? Facem așa un pachet. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Împotriva, ține la vot. Am deosebită onoare să vă predau că ședinței domnului președinte. Da, bună ziua, doamna secretar. Bună ziua, doamna primar. Bună ziua, domnilor consilieri. Putem începe ședința, da? Proiectul în ordine de zi privind convocarea Consiliului Local după ce în ședința ordinară pentru data de 30.08.2020. Primul proiect, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeuri municipal în municipiul Bacău și 22 de comune limitrofe. Numărul 1211/3 din 06/05/2021. Inițiator domnul Iștoc Cristian, primarul comunei. Proiectul numărul 2. Avem ședință. Intri în direct sau ce faci? Hai, hai de aici. Te sun, când trebuie să votezi. Alo. Proiect de hotărâre privind aprobarea comunicării către Ministerul Dezvoltării Regionale Publice și Administrația proiectului de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Bucăți și Județul Bacău. Inițiator, Iștoc Cristian, primarul Comunei Bucăți. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea școlii gimnaziale Constantin Popovici Buhoci a unor imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Buhoci. Și punctul 4. Diverse. Nu știu cine a venit cu informarea. Domnul viceprimar. Așa, informare, intenția achiziționarea 40 de coșuri de gunoi stradar și montarea acestora în stațiile de autobuz și în centrul satelor comunii Buhoci. Dacă mai sunt suplimentări. Sunt două suplimentări cu două proiecte. Da, eu știu, domnul primar, că sunt aici. Deci, avem două proiecte propuse a fi suplimentate. Primul proiect se referă la actualizarea indicatorilor tehnico-economice ai proiectului reabilitare, modernizare și dotare a școlii Buhoci, structura a școlii gimnaziale Buhoci. Și cel de-al doilea proiect este
ceva foarte asemănător, respectiv actualizarea documentațiilor, indicatorilor tehnico-economici și de vizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri comunale, comuna Porci și satele. Prin programul Angel Summit. Da. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea proiectului de ordine de zi, supunem la vot. Cine este pentru? Eu vreau să mă scriu și eu la diverse pe un subiect. Da, ajungem și acolo. Cine vrea să scrie la diverse, ca să nu facem întrerupere în timpul ședinței. Așa, la diverse, vorbim. Domnul Oteanu, cum pot ajunge? Alo? Cum vota dumneavoastră la proiectul numărul 1? Da. Și acum supunem ordinea de zi suplimentată la vot. Deci toată ordinea de zi. Cine este pentru? Majoritate, mulțumesc. Contra? Propun să începem cu proiectul numărul 1, ca să nu reținem domnii prea mult. Oricum e primul. Proiect de hotărâri privind aprobarea adițional numărul 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în municipiul Bacău. Și două de comune cu lucrări. Cam cu lucrurile lucrurile. Da, așa cum știți, numai la nivel național, probabil peste tot în nebunie cu actualizarea de prețuri, cu costuri pe carburant, dar mai bine vă explică domnul director în ce costă majorări de asta. Mai sigur, am discutat înainte, am pus problema OAT-ului, în sensul că noi am susținut, am votat niște taxe la nivel de OAT la începutul anului, s-au încasat mare parte din taxe, și nu știu cât ne permite legea să mai actualizăm. Vă știu sigur că nu se poate, dar sunt alte portițe pe această temă. Domnul director, vă rog, dumneavoastră. Bună ziua, în partea Adins Bacău, Viorel Hote este numele meu, sunt directorul executiv al Adins Bacău, începând cu data de 8 august, anul curent. După cum ați primit, cred că fiecare dintre dumneavoastră, documentația și proiectul de hotărâre cu fișele de fundamentare, operatorul Soma, pe contractul care l-are semnat cu Bacău și 22 de comune, în baza legislației în vigoare care îi permite să solicite actualizarea tarifului, majorarea acestuia, au venit cu o solicitare de majorare de tarif generată de creșterile operaționale, ceea ce înseamnă creșteri pe combustibil, pe asigurări, pe cheltuieli financiare. Documentația ați primit-o cu toții, a fost verificată de către noi în baza atribuțiilor pe care le avem noi ca interfață a dumneavoastră a OAT-urilor. Opinia noastră că este justificată această majorare de tarif și, așa cum a spus domnul primar, putem vedea cu toții ce se întâmplă în ultima perioadă. Așa că, conform statutului ADIS, este necesară o hotărâre de Consiliul Local din partea fiecărui UAT parte în acest contract, în sensul de a se aproba modificarea tarifelor, după care urmează semnarea actului adițional și intrarea în vigoare acestui nou tarif. Întrebări, dacă sunt, noi vă stăm la dispoziție cu informații. Am înțeles majorarea din prețuri, dar referitor la calitatea serviciilor aveți ceva de spus? Referitor la calitatea serviciilor, în ce sens la calitatea serviciilor? Personalul de lucru care aveți și modul în care... O secundă, pentru că în opinia mea cred că faceți o confuzie între ADIS Bacău și Soma. ADIS-ul Bacău este asociația UAT-urilor și este interfața UAT-urilor în contractul cu Soma, iar Soma are un contract de delegare semnat cu ADIS în numele dumneavoastră. Dar lucrați împreună. Nu lucrăm împreună. Noi suntem două entități distincte. Suntem două persoane juridice distincte. Noi nu lucrăm împreună cu operatorul. Noi suntem UAT-urile. Da, deci nu cu majorarea de preț. Calitatea serviciilor, trebuie să exemplificați ce sunteți nemulțumiți pe calitatea serviciilor, că aici comportă multe discuții. Vă pot răspunde punctual la fiecare întrebare pe care vă gândiți. Mulțumesc, domnule președinte, domnule primar, doamna secretar, stimați colegi, stimați invitați. Da, o să
am niște întrebări și niște remarci raportate la instituția pe care dumneavoastră o reprezentați. ADIS-ul, dacă înțelegem cu toții bine, este un form managerial care se ocupă de toate OAT-urile de terasa lucetului Bator. Corect. 22 la număr. 90. Așa. Dumneavoastră vă ocupați de partea de management și din câte am verificat noi pe site-ul instituției dumneavoastră, aveți salarii extraordinar de mari. Eu nu am văzut care este implicarea managerială a dumneavoastră în instituție, în OAT Bucur, de exemplu, prin vorba colegului nostru, domnul președinte, prin ridicarea unui nivelului calitativ al serviciilor oferite de cei de la SOMA, cu care, cum a spus și dumneavoastră, aveți un document în care a semnat o colaborare, o reprezentare, un contract. Dacă dumneavoastră ați uitat, bănuiesc că știți. Noi, la începutul anului acesta, sau chiar mai demult, am făcut față unei măriri a taxei de salubritate de la 80 de lei la 2, de 10 ori mai mare decât cea inițială. De la 80 de lei de gospodărie la 80 de lei. De la 80 de lei. 84 de lei de persoană. Chiar 94 de lei de persoană. Deci, bănuiesc că limitele financiare pe care le-am adoptat noi, Consiliul Local, domnule primar, vă rog să râdeți la urmă. Nu, n-am terminat. Că nu să calcule. Păi 80 de lei de familie era înainte și acum 94 de persoane. Ați uitat? Așa este. Păi, mai studiați puțin hotărârile de genul. În consecință, măririle au fost destul de mari. 84 de lei de gospodărie, de familie. Până în iunie 2018. Da, iunie 2018. Raportarea dintre, nu de anul trecut. Nu. Spun că deja oamenii din comuna Buhoci, și bă, noi vorbim de comuna Buhoci, că pe aceștia îi reprezentăm, au suferit o limitare a bugetului personal cu niște sume destul de consistente, care sunt datorate firmei SOMA ca plata taxei de salubritate, da? Acum dumnealor vin în calitate de manager, de instituție de management a tuturor OAT-urilor și vine să mai vrea niște bani tot de la unitățile administrative teritoriale în baza măririi prețului la combustibil. Haideți să fim serioși. Motivația este una pertinentă din punctul meu de vedere, dar nu impune mărirea taxei de salubritate. Dacă nu mă înșel, nici la nivel județean nu a fost aprobat ca fiind legală, cum a spus dumneavoastră, această mărire, această modificare a taxei de salubritate. Păi dacă nici la nivel județean, unde să considerăm că dumnealor sunt mult mai experimentați ca noi, cei de la țară? Și, încă o chestie, da, foarte bine remarcat de colegul nostru, modificarea se dorește retroactiv. Adică de pe 6 mai. Așa spune aici. Din 06-05-2015. Deci actul adițional este din 06-05-2015. Dacă vă uitați la actul adițional, este precizat că actul adițional va fi valabil odată cu semnarea lui. Semnarea lui nu este... Bun, eu nu vreau să mai lungesc prea mult. Cred că toată lumea știe că cererea dumneavoastră nu poate fi acceptată de OAT-ul. Dacă îmi permite să vă răspund punctual. Dar n-am terminat. Pot să vă răspund? Da, puteți răspunde la urmă. Dacă îmi permite, da, domnul președinte. În primul rând, ați pornit cu salariile angajaților ADIS. Această asociație a fost formată de OAT-uri în 2010. A fost impusă OAT-urilor, nu a fost formată de OAT-uri. A fost impusă de către Consiliul Județean Bacău. Vă rog să-mi permiteți să spun până la capăt. Dacă vreți să purtăm un dialog, purtăm. Dacă nu, ne contrazicem și nu o să găsim nicio soluție. Cred că este tardiv să spunem în momentul de față dacă această asociație își are rostul sau nu își are rostul. Județul Bacău a avut un proiect gândit pentru salubritate și din punctul meu de vedere el este funcțional și funcționează și rezonabil. Nu spun că nu poate fi îmbunătățit și asta și încercăm în momentul de față. Tot ce se plătește din taxa de salubritate nu se duc în salarii angajaților ADIS, asta prin informarea dumneavoastră. Tot ce se plătește din taxa de salubritate se duce strict pentru plata serviciilor de colectare, transport, deșeuri, depozitare în groapa de la Bacău. Legat de calitatea serviciilor, da, operatorul SOMA
împreună cu noi, adică împreună cu dumneavoastră autoritățile locale, putem face ca acest serviciu să presteze la un standard de calitate mult mai bun decât în momentul de față. Dar cum putem face asta? Că ați ridicat problema taxei. Sunt creșteri, eu zic, justificate. Cum putem face față acestor creșteri? Scăzând cantitatea de deșeu care se generează de fiecare UAT și care se plătește la cantitate. Crescând cantitatea de deșeu reciclabil și tinzând să atingem țintele de colectare selectivă pe care nu le-am instituit nici eu și nici dumneavoastră. Sunt stabilite la nivel național și dacă nu le atingeți ca fiecare UAT, atunci veți plăti la fondul de mediu. Bani pe care îi puteți cheltui în interesul comunității. Haideți să vedem lucrurile și în felul ăsta. Haideți să fim conștientizați fiecare și să fim conștienți că educația pleacă de la noi și să încercăm să fim mult mai educați. Asta e și problema la Soma. Deci, da, Soma... putem un dialog, domnul director, da? Da, vă rog. Deci, ați spus că finanțarea instituției dumneavoastră și a salariilor celor cele grase pe care le consumăm va fi așa, nu sunt din banii din taxa salutată. Corect. Puteți să ne spuneți de unde sunt banii? Din cotizația pe care o plătește fiecare UAT în baza statutului. Deci tot din banii noștri. Este, n-am spus că nu e din banii dumneavoastră, dar n-am spus că e din taxe. Ați încercat să insinuați că banii ăștia vin de pe lună undeva și noi nu avem nicio treabă cu aceștia. Domnul primar, vă rog frumos, doriți să dezbatem problema asta sau să facem ce vreți dumneavoastră? Păi ați putem și la comisie, domnul. Da, comisia nu s-a întâlnit niciodată de când suntem noi consilieri locali. Dumneavoastră. Ba da, în fiecare zi. Nu există. Drept dovadă este și cererea mea către doamna secretar general să-mi pun la dispoziție toate procesele verbale ale comisiilor de specialitate. Să ne dăm azi. Dar domnul primar întrerupe. Trebuie să fie... Faceți diferența dintre plata din taxa contribuabilă și primarul comunei Bucovina. Plata din cotizații înseamnă că nu aveți niciodată. Sunt primarul comunei Buhoci, nu Adis. Sunt primarul comunei Buhoci. Țineți cu Buhocenii aici. Păi țin cu Buhocenii, păi domnule. Dar vreau și servicii în același care timp. Care servicii? Și de calitate. S-au mărit taxele de salutare. S-au mărit în toată lumea, domnule. Și serviciile sunt mai proaste ca înainte, domnule. Noastră vreți să aveți un serviciu de salubritate pe raza comunei? Este, dar nu așa, nu oricum îl vrea dumneavoastră și colegii. De asta au venit. Să i-au venit să reimpună niște condiții pe care... Că salarii grase, salarii... Păi, dar nu-i așa. Nu mi-am venit nimic de la Adis. Nu v-am văzut nicio... Și dumneavoastră sunt angajați sau și dumneavoastră de... Atunci merge și noi la Adis și gata. Păi merge și nu vă lasă acolo să vă specialiți. Păi, dar haideți să nu lungim. Să fac orele la dumneavoastră, că văd că sunteți interfața. Vă rog frumos. Haideți să vorbim serios. Avem aici doi reprezentanți. Adică avem doi reprezentanți. Aveam un dialog cu domnul director și domnul primar. Nu, aici în ședință, că dezbatem o problemă care poate afecta financiar fiecare cetățean din comuna Buhoci, domnule primar. Pot să mai întrebi câte ceva. Dar nu am terminat. Referitor la taxe. Dar haideți suntem aici pentru a dezbate fiecare proiect, oricât este necesar, pentru a înțelege... Și pentru a putea lua o decizie de vot în cunoștință de cauză. Creșterea taxelor, dar poate ne motivează. Păi asta încercăm să fac, dar ne întrerupe domnul primar. Păi da, le comentați ca să le auzim, domnul Ihtin. Haideți să fim practici, asta va să... Foarte practic. Păi asta nu aveți răbdare, ca de obicei. Vă rog. Dacă, am consult, vă rog. Dacă mai aveți ceva de spus, referitor la tezea asta, dacă, întrebi, dacă nu, dăm cuvântul la cineva care a ceva de spus. Alt consilier vrea să întrebe altceva. Dar de ce să... A terminat eu, doamna secretară? Nu, da. Păi atunci ce faceți? Faceți administrație publică care are obicei. Salariul Adisului nu intră în discuția noastră de cuvânt. Dar plătim de fiecare UAT din banii contribuabililor. Asta cu domnii director să și eu nu simt că Adisul a oferit comunei Buhoci și cetățenilor cu un management performant care să ne facă pe noi să fim mulțumiți de sistemul de salubritate din comuna. În final, nu sunteți de acord, votați în consecință, dacă altcineva nu are ceva de spus. Este clar, același pumn în gură pus cu ajutorul unui ex-socialist care a trecut de partea primară. Am înțeles. Este degradat ce faceți, domnule. Este degradat, domnule Verescu. Dacă ai ceva de spus... Dar oamenii din comuna Buhoci trebuie să știe că domnul Verescu Stoian a trecut de partea răului. N-am trecut din niciun parte. Eu așa am fost în părerea. Înseamnă că ați fost rău. Dacă ai ceva de spus, spui, dar nu dă voi la o coleg să spun părerea. Aș spune ceva, dar doar aș fi onorat și aș da demisia. Numai tu, numai nimeni. Pentru că am ce spune, domnule. Numai tu, atât. Mai dați și pe altceva.
Cu oricum părerile tăi n-au nicio valoare, că tu ești numai pe acuzații, acuzații, acuzații. Sunteți penibil, domnule ministru. Da, ca de obicei. Da. Ăsta e nivelul dumneavoastră. Da, știu. Da, domnul. Deci, îmi pare, domnule director, dialogul nu s-a finalizat. Din cauza dacă permite, performanțelor domnului primar. Domnul președinte, vă rog să-mi permite să-i răspund în dumneavoastră de Consiliu. Dacă aveți timp și disponibilitatea să veniți la Aldi, să purtăm o discuție în continuarea cele de astăzi și să fim transparenți pe ceea ce înseamnă acest serviciu pe care ADIS-ul, repet, ca interfața OAT-urilor, îl managerează, cum spuneți dumneavoastră, în numele comunelor. Noi vă stăm la dispoziție și poate ideile dumneavoastră pozitive pot fi implementate pe contractele în derulare. Vă rog să aveți în vedere că managementul ADIS s-a schimbat de pe data de 8 august, anul curent. Da? Și intenția noastră ca management este să facem din acest serviciu să devină cât mai performant, să ne atingem fiecare dintre OAT-uri țintele de colectare selectivă, operatorul să-și respecte contractul și să avem în vedere că acest serviciu este un serviciu de continuitate și nu poate fi întrerupt, care comportă riscurile lui. Vă rog să aveți în vedere toate aceste aspecte. Dacă dați voie și nu vă supărați, ADIS-ul reprezintă și municipiul Bacău sau mai au toate? ADIS-ul reprezintă toate UAT-urile din județul Bacău, inclusiv dar municipiul Bacău. Inclusiv municipiul. Și la municipiu, așa avea o întrebare. Aveți hotărârea de Consiliu? Mâine este ședință la ora 10 și suntem invitați și în ședința Consiliului Local Bacău să dăm explicații sau să răspundem întrebărilor care se vor pune acolo. Vă mulțumesc. O singură remarcă și am încheiat pe subiectul ăsta. Domnule director, apreciez invitația dumneavoastră și cred că o să îi dau curs. Vă rog. Pe care de consecință, pentru a putea lua o decizie competentă sau în cunoștință de cauză, să spun așa, din partea fiecărui consilier local, propun să scoatem pe ordinea de zi acest proiect astăzi, discutăm, vedem care sunt beneficiile sau problemele acestui proiect și îl pune pe ordinea de zi la o ședință CL-ul ulterior. Dacă îmi permite, domnul președinte, vreau să-i răspund domnului consilier. Este opțiunea dumneavoastră ca și Consiliul Local ce faceți cu acest proiect de hotărâre și cum acționați, pentru că decizia este strictă a dumneavoastră. Să aveți în vedere că operatorul justifică niște pierderi operaționale și că există riscul de întrerupere a prestării serviciului, asta nu înseamnă că noi ținem, suntem interfața operatorului. Gândiți-vă ce se întâmplă dacă acest serviciu nu se prestează. Și gândiți-vă că ADIS-ul, ca principiu de funcționare, este principiul solidarității. Hotărârea, blocarea hotărârii de către unul din OAT-uri va bloca inclusiv municipiul Bacău. Și nu cred că vrem să ajungem la un scandal al gunoaielor. Asta înseamnă, eu vă explic macro cum stă situația, decizia este strictă a dumneavoastră cum acționați. Dar asta sună și eu ca un mic amenințare. Nu sună, v-am explicat cum funcționează. Nu. Nu. Vă spun cum funcționează ADIS-ul și cum se iau deciziile în asociație. Fiecare UAT are teoretic un drept de veto. Să se duce în AGA ADIS, unde îl mandatați pe domnul primar să voteze într-un anumit sens, cum stabilește Consiliul Local. Deci, ca să sintetizăm pentru toată lumea, această propunere a dumneavoastră aduce cu sine o mărire a taxei de salubritate pentru cetățenii din Comuna Buoș, da? Nu e obligatoriu, domnule. Păi altfel cum se poate, domnule? Vă spunem cum se poate. Cum se poate? Prin progestionare mai adecvată a generării deșeurilor la nivel de OAT. Da. Dacă se reușește diminuarea cantității de deșeuri colectate în amestec, deșeuri reziduale care ajung să fie eliminate prin depozitare, atunci OAT-ul reușește să încadreze în bugetul care a fost stabilit pentru anul 2022. Dacă la nivel de OAT va fi aceeași cantitate de deșeuri generată pentru a fi eliminată prin depozitare, într-adevăr, nu va fi suficientă taxa de salubritate stabilită la nivelul anului 2022 pentru anul 2023. Total de acord cu dumneavoastră, domnule director adjunct, doar că realitatea este cea care vorbește de la sine aici, în Comuna Buoș, și realitatea noi o cunoaștem, pentru că locuim aici. Toate cele spuse dumneavoastră, raportate la operatorul de salubritate, la SOMA, privind selectarea gunoiului menajer, selectarea nu o face operatorul. Am înțeles. Nu, noi o facem, dar operatorul o pune la grămadă.
Da, deci, da, da, să știți o problemă. Vreau doar ca să știți realitatea. A doua problemă. Am putea reduce volumul de gunoi menajer de proveniență vegetală, să dăm un exemplu, dacă Comuna Vulcea ar avea o platformă de compostare. Nu o are. Pe care, de consecință, nu avem voie să dăm foc la vegetale, la frunze, la crengi, la nimic, pentru că este ilegal începând cu anul, da? Nu avem platformă de compostare, suntem obligați să facem ceva. Nu? Pe care, de consecință, fiecare om care poate din lipsa spațiului, din lipsa posibilităților, anumitor lucruri care l-ar putea ajuta în procesul ăsta de colectare, este obligat să pună tot gunoi pe care îl produce selectiv. Problema intervine atunci când vin domnii de la Soma și îl iau pe acel gunoi selectiv și îl pun în aceeași fel și îl pun la patru. Vreau să vin cu explicații în acest sens. Știți foarte bine că s-au publicat pe site-ul primăriei și pe alte site-uri la angajații primăriei graficul cu selectarea selectivă. Atâta timp cât graficul ăla se va respecta, vă spun eu că gunoiul nu se va amesteca, că vin mașini diferite pe sortimente. În timpul colectării normale, să zicem așa, cetățeanul scoate că nu este informat sau n-a ajuns informația la timp. Este datoria și a Consiliului Local și a angajaților primăriei să facem strategii de informare și de conștientizare pentru a ajunge la un preț scăzut prin colectare selectivă. Că de altfel stăm aici, discutăm contradictoriu, ne acuzăm și ajungem să ieșim bolnavi din licența de Consiliu. Nu am făcut acuzii, am expus o stare de fapt. Haideți să ne mobilizăm tot și referitor la mobilizare și la rugămintea către Consiliul Local de a aduce acele chestionare de mobilitate. Dar trecem la divers și o să discutăm dacă nu o să uităm. Deci îmi pare rău. Oamenii. Activitate sau aport un pic scăzut, ca să nu, da, nu spun zero. Dar haideți să ne gândim și în partea în care eu știu că din partea unora se urmărește ca serviciul să fie blocat sau suspendat, ca cumva cetățenii să vină cumva că vin la primărie, nu se duce acasă la domnul viceprimar sau la domnul consilier. Este o teamă permanentă a dumneavoastră, nu asta este motivația. Înainte de a discuta contradictoriu, să verificăm și statutul ADIS și clauzele contractuale, să vedem dacă sunt bazate legal și nu oricând cer aceste prețuri și din câte am studiat, sunt bazate și stabilite de la bun început, dar nu vreau să ajung cumva așa acuzat domnul Ihtimi, așa că nu mă acuze, că țin partea ADIS-ului. Nu! Țin partea cetățeanului, dar în același timp vreau și servicii. Vreau să fiu și eficient. Ce facem atunci? Da, vă rog. Da, domnule președinte, vă rog. Un minut, trebuie. O secundă. Aș avea o întrebare la domnul director. Mergând pe ideea că până la urmă o să mărească cu nu știu cât prețurile. În condițiile când o să fac selectarea deșeurilor și o să reducă din cantitate, dumneavoastră mai reduceți din prețul după aia? Sau rămâni cu același preț ca la bulă? Aici vă rămâne, domnul director. Domnule președinte, UAT Buhoci plătește în momentul de față la cantitatea de deșeuri eliminate prin depozitare. Atât. În funcție de cantitatea care este colectată într-o lună, atâta vine factura la primărie. Cantitatea este stabilită de sistemul de cântărire de la instalația de depozit. Da. Deci fiecare mașină când ajunge se cântărește, asta este cantitatea. V-aș ruga frumos să veniți un pic și cu variantele propuse sau gândite pentru a ajunge cumva la formula plătești cât... Exact. Dacă îmi permite, domnul președinte, domnule primar, știm cu toții că legislația în domeniu a stabilit principiul plătește cât arunci. Se desfășoară o campanie de informare a gărzii de mediu Bacău pe chestiunea asta la toate UAT-urile. Acest principiu prevede mai multe modalități de a-l pune în aplicare. În momentul de față, noi recomandăm UAT-urilor raportat la clauzele contractuale, la documentația de atribuire în baza căreia a fost atribuit acest contract de delegare către operatorul Soma, pe care fiecare UAT prin Consiliul Local a aprobat-o la momentul respectiv,
propunem ca acest sistem să fie implementat prin frecvențe de colectare diferite. În ce sens? Veți putea aproba taxe de salubritate diferențiate. De exemplu, pentru două ridicări sau trei ridicări lunare, cetățeanul să plătească o taxă și dacă mai vrea una în plus, în momentul ăla să plătească o taxă suplimentară. Asta, teoretic, ar trebui să ducă la scăderea cantității de deșeuri generate. În al doilea rând, s-ar respecta legislația în domeniu și ați putea reduce cantitățile și inclusiv costurile prestării serviciului. Asta ar fi o variantă. Au mai fost variante în care unii primari și unii consilii locale au spus să fie dotate utilajele cu niște instalații de cântărire. Exact. În momentul de față, pe contractul existent, să aveți în vedere că avem un contract existent, aceste sisteme de cântărire nu au fost gândite și prevăzute în documentația de atribuire, ar genera niște costuri suplimentare semnificative din punctul nostru de vedere. Văd că aveți o opinie contrară și vă rog să mă contraziceți dacă știți că există vreun astfel de sistem și cam cât ar costa și cum ar putea fi operat. Iar aceste sisteme de cântărire la generatorul de deșeu primar ar genera niște erori care însumate în total la o mașină ar duce la cantități diferite la ce se colectează pe mașină și ce se cântărește în rampă când ajunge. Dar cea mai simplă variantă ar fi... vă rog să mă ascultați, cea mai simplă variantă ar fi să aplicați principiul acesta în sensul de a se stabili frecvențe de colectare diferite și taxe diferite pentru anul următor. Frecvențe de colectare diferite doar la colectare deșeuri reziduale. Evident. Nu discutăm de cele reciclate. Domnule director, dacă îmi permiteți, domnule președinte. Da, vă rog. Încep cu remarca, pentru că domnul primar a făcut două remarci diferite în această ședință pe acest subiect. La început a spus că nu există cadru legal pentru propunerea domnilor. Și acum, mai devreme, un minut, a spus că ați verificat și există cadrul legal. Dacă există cadrul legal, să-mi le explici domnii și asta au făcut. Registrarea făcută, domnule primar, a spus așa, s-a auzit doar. Bine, asta am să spun. Și, încă o chestie, vă rog frumos să nu mai faceți afirmații nesusținute de realitate. Eu nu fac nicio acuză nimănui. Încerc să aflu dacă realitatea, într-adevăr, impune o creștere a taxei salubritate pe care o suportăm noi toți. Vă aduc aminte că sunt familii în comuna Boci cu 7, 8, 10 membri care trebuie să plătească o sumă care îi bagă în faliment. Știți lucrul ăsta și asta de când a fost mărită taxa salubritate ultima oară. Știți foarte bine că așa se întâmplă. O altă mărire îi bagă în mormânt, domnule primar. Haideți să ascultăm și părerea domnului. Dar cum nu facem dacă asta este? Dacă unde trăiți? Că sau nu vă mai colecta nimeni nimic. Asta vreți să nu, asta este iar o minciună pe care o spuneți că va ieși din buție. Doar în mântul domnului. Mai discutăm la primul. Domnul președinte, mulțumesc pentru... Aveam o simplă întrebare. Contractul între cine este încheiat? Prestatorul de servicii sau ADIS? Contractul OAT cu prestatorul de servicii sau ADIS? Suntem membri în ADIS și ADIS... Am înțeles între cine este încheiat contractul. Care este ADIS și prestatorul. Soma, da? Asta am văzut. Problema noastră... Nu înțelegeam rolul ADIS-ului pentru a negocia diferența de preț. Da? Asta. Simplu și la obiect. Domnul consilier. Da, vă ascult. Mă este doar mandatarul încheierii contractului cu... Deci dumneavoastră ați dat un mandat prin hotărâre de Consiliul Local că ADIS-ul să încheie contractul. Noi suntem doar... Avem calitatea de mandatar. Eu am întrebat. Contractul este între municipiul Bacău, 22 de comune și operatorul SOM. Asta nu. ADIS-ul este doar mandatarul încheierii contractului. Adică am vrut să știu temeiul legal între cine este încheiat contractul, prestator servicii și beneficiar. Deci contractul a fost încheiat de ADIS în numele și pe seama municipiului Bacău și a celor 22 de comuni. Deci beneficiarul este municipiul Bacău și cele 22. Asta am vrut să știu temeiul legal. Mulțumesc. Nu se putea face contractul direct fără ADIS, intermediarul. Dacă există temeiul legal, este domnul. Stimați colegi, stimați invitați,
calitate de consilier nu pot să fiu de acord cu aceste creșteri din zi în zi. Noi am încheiat un contract la început de an. Cetățenii din comuna Buhoci deja o parte dintre ei au plătit. Ce le vom spune acum, domnule, să vedem? Au venit presiuni de la centru, altceva nu putem să le spunem. Ce le spunem noi cetățenilor acum? Când suntem în 1 septembrie mâine, ce le spunem? Băi, fraților, mai veniți încă cu o sumă de bani. Noi suntem Consiliul Local de la Buhoci, ne batem cu mână în piept, nu? Noi am spus că le vom apăra interesele. Nu le vom globa și le vom aduce în greutăți. Spuneți-mi și dumneavoastră, dacă mai vine mâine alții, tot la fel de la centru, veți spune la fel, doamne, trebuie să mai mărim taxele. Vedeți, asta este această guvernare. Ne pune o povară, un jug. Un jug, ăla se cheamă jug. Așa doriți și cu comuna Buhoci. Până acum cu toți am plătit o anumită sumă și de acum ne trezim mâine, poi mâine, dar mai bine cineva, doamne, mai mărim taxele. Mai trece o zi, două, mai bine alții reprezentanți tot de la centru și tot la fel vor spune, mărim taxele, fraților. Nu este posibil. Eu nu pot să apăr în felul acesta cetățeanul care m-a votat. Vă mulțumesc. Nu pot. Asta sunt eu. În condițiile astea, supunem la vot proiectul de hotărâre și în consecință vedem ce se aprobă sau nu se aprobă. Păi, dar este o... Ce să amânăm? Să ascultăm ce face Consiliul Local Buhoci, Bacău? Noi suntem la Cheremul Consiliul Local Bacău. Noi hotărâm ce e soarta comunei Buhoci. Categoric. Deci, deci nu suntem... Nu suntem ce să-i spun? Bădea Basile, ce să mă duc? Bădea Basile, mă duc la televizor. Și știu cum și-o face acolo. Și știu cum și-o face Consiliul Local Bacău. Nu, vă rog frumos, nu fiți avocați. Asta a zis dumneavoastră. Supunem la vot și vedem ce cine este pentru. Pentru proiectul de hotărâre, da. Așa cum a fost, așa cum a fost prezentat. Și pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Majoritatea, domnule. Nu majoritatea, că aici trebuie să numărăm. Păi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Domnul Munteanu, cum votați pentru primul proiect? Sunt 10 pentru... Trebuie să întrebi. Domnul, lăsați să-ți întrebi că ăsta este ilegal. Deci să le luăm. Împotrivă. Haideți să le... Păi am zis, doamnă, s-a votat împotrivă deja. Dar nu am numărat, domnul Istini, dar... Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 împotrivă. Doamna secretar, s-a votat cu 10 împotrivă în prima vară. Vă rog frumos să zicați. Păi o să ne uităm pe cameră. Deci abțineți, vă rog. S-a votat împotrivă. Domnul, a votat domnul... Dăian, domnul ăla a votat împotrivă. Cine a votat împotrivă? Am văzut. Întrebați-l, domnule, ce a votat. Ok, dar suntem aici. Întrebați-l pe oameni în fața mea. Dar proiectul nu a trecut. Ok, ne vedem în contencios. Nu a trecut proiectul de hotărâre. Trecem la următorul. Nu a trecut, nu? Nu a trecut, da. Dar oricum, pentru ce ați făcut, o să facem o plângere la instituția prefectului. Două mai mici. Da. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea. Noi vă mulțumim pentru participare. Un singur cuvânt vreau să vă spun. Este decizia dumneavoastră suverană. O să trec, dacă vreau. Soarta comunității dumneavoastră o hotărâți dumneavoastră și veți acționa în consecință pe viitor. Poate veți găsi soluții mai bune decât le-am gândit noi. Mulțumim frumos. Bună ziua. Eu nu-mi doresc, ce facem? Eu nu-mi doresc decât atât. Și asta vă spun eu. Să am servicii. Da, și asta vă spun. Nu, gândiți-vă pe lângă. Deci ascultați.
Deci o fi legal interpretat de pe care problema. Și eu, și deci, deci că nu nu s-a ajuns la ce. Gândiți-vă, 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 domnul Iftimie, domnul Iftimie, domnul Iftimie, nu trebuie proiectul, gata, hai să trecem la urmare. O să ajungem în situația în care... Încercați să influențați totul ăsta, faceți. Domnilor consilieri, gândiți-vă că la următorul program de colectare nu mai vine prestatorul. Ce faceți? Ce faceți, domnule primar? Căutăm soluții, domnule primar, atunci. Care? Da, simplu. Totdeauna sunt și alte soluții. O să veniți la primărie? Domnule, atenție că să ajung, nu vreau să o luați ca amenințare. Hai să găsim soluții practice și să ajungem la cheltuieli. Că sunt niște costuri. Lăsați, domnule primar. Ulterioare. Cineva o cineva o să ne suporte. Aveți bani. Da. Ați băgat 12 milioane să ne iau pe canalizare. Când vă fac 12 milioane de euro. Domnul dezinformator, verificați documentele. 12 milioane de euro. 11,8. De euro? De euro. De unde voi să calculați asta, domnule? Din ce ați cheltuit dumneavoastră? Domnule, dumneavoastră faceți niște acuze nefondate și nejustificate. Dar nu vă dau o judecată să discutăm. Dar sunteți o trompetă falsă. Dumneavoastră sunteți o mare nesimțită. Hai să te rădăm cu discuția. Ne simțiți. Acum arătați. Trecem la punctul numărul 2. Vă rog frumos. Eu arăt bine, domnule primar. Proiecte, da. Deci proiectul nu a trecut asta aici. Proiect de hotărâri privind aprobarea comunicării către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Buhoci și Bătău. Vă rog, domnule. O să vă prezint eu? Da, vă rog. Deci, da, vreau să nu știu, felicit unul dintre consilieri locali care a fost interesat de acest proiect de hotărâre. A venit, i-am dat niște relații. Deci, dintre dumneavoastră. Vreau să spun că inventarul bunurilor care au cătuit domeniul public al Comunei Buhoci va trebui completat și cu bunurile care sunt la proiectul de hotărâre numărul 3 de pe ordinea de zi. Plus, se are în vedere identificarea unor suprafețe de teren care nu sunt incluse în inventar. Și atunci o să completăm acest inventar. Îl trimitem la minister pentru avizare, va veni avizat sau eu știu cu dacă cu documente de completat, vom completa și atunci pe baza avizului vom intra în ședința de consiliu și vom vota acest dar unde inventar. Sunt bucățile astea de teren? Dar nu sunt. Asta spunem, deci bunurile care le predăm la școală, inclusiv grădiniță, terenul de sport, și la Bucurci, și la Bijghir. Deci tot ce se identifică pe raza comunei, ca fiind modificată valoare, drumurile, iarăși, care sunt intabulate, asfaltate. Deci, incluzând valoare, suprafață, valoare din inventar, suprafață, poziție din inventar. Deci, cu alea care au fost, cum identificăm, care a fost domeniul public de primărie? Da, ele sunt. Numai că acest inventar... Nu mai știm în ce stadiu sunt. Gen, vulcanizare, crâșmă... Dar nu discutăm despre crâșmă. Păi e teren, nu? Vorbim teren. Alea nu se discute niciodată. Dar face se fe... Domnul primar nu are primar n-are interes. Știți că unde simțim domnul primar n-are interes? Nu vă rog, vă rog, vă rog. Sunteți penibil, nu? Vă refer strict din genul ăsta. Ce spune treaba? Să face diferență. El zice de vulcanizare. Să face diferență. Vă dăm contract, mă. Da, dar eu să mă împarte. Să mă împarte. Domeniul public, da? Domeniul de drumuri care au fost asfaltate. Și alea nu intră în inventarul... Păi intră, dar ele au fost drumuri fără îmbunătățiri, fără modernizare. Și au fost asfaltate. Au luat valoare de inventar din 2012, din Bântuloasă, două consoare. Deci noi vrem să actualizăm. Da? Și intră și chestia asta care ne-a bunătățat. Dacă mai sunt întrebări,
Domnul președinte, dați-mi dați... Domnul președinte, rugați să discute afară, dacă vă deranjează. Da. Ceva nou sau tot vechi? Pe subiect, domnul președinte. Mulțumesc frumos. Domnul primar, doamna secretară, exact cum ați menționat dumneavoastră în expunerea de motive, ne spuneți că nu sunt actualizate... O secundă. Nu sunt actualizate toate tot ce înseamnă patrimoniul, da? Ok. Dar în același timp, dumneavoastră, veniți aici cu articolul 2 pe acest proiect, în care abrogăm un proiect precedent, anterior, de hotărâre, în care încercam să trecem în domeniul public-privat al Comunei Buhoci, trei amplasamente. Da. Păi, am explicat. Păi și de ce l-abrogăm? Pentru că trebuie să facem un inventar completat cu tot ce v-am expus înainte și apoi trimitem la avizare la minister, primim avizul ministerului și apoi aducem în atenția dumneavoastră și aprobăm hotărârea pozitivă. Include și terenul de care ai de bucățiene. Da. Facem o dată de lucrare. Deci avem monitor oficial cu bunurile. Dar noi, în momentul de față, noi trebuie să dăm ministerului dezvoltării o situație actuală. Nu o situație. Propunerea de introducere, de modificare, iar la fiecare propunere trebuie să avem documente justificate din spate. De exemplu, un drum l-am avut spre asfaltare, da? L-am împărțit dintr-o bucată mare pe vale, de exemplu, într-o trosoare. Acel drum noi l-am aprobat ca împărțit modificarea domeniului public în hotărâri, prin hotărâri din Consiliul, dar el nu a fost avizat la autentificat cu monitor oficial. Deci a fost aprobat numai la nivel de partea prin hotărâre, și a fost supus modernizării, are altă valoare, dintr-un drum a făcut două, cu valori diferite. Ei, această modificare, noi nu am acționat cunoștință în ministerul, nu avem aviz pe ele. Deci noi am făcut proiectele. Acum avem proiectul pe Angel Salinii, cu drumurile. La fel, am dat drumul, le-am intabulat, dar nu avem avizul de la minister pentru acest inventar. Acum înțelegeți de ce. Deci pentru că proiectul dumneavoastră, a domnului primar, da? Spune că aprobăm comunicarea Ministerului Dezvoltării, Lucrările Publice și Administrație a proiectului de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Buhoci, da? Da. Deci nu mergem cu o propunere. Proiectul înseamnă propunere. Asta înseamnă proiect. E o propunere proiect. Dacă este aprobat, e decizie. Dar nu e aprobat. Când va fi aprobat, va deveni Ministerul de aviz. Ministerul de aviz. În baza avizului venim la aprobare. Asta este diferența între proiect de hotărâre și hotărâre. Asta e. Și abrogăm hotărârea care am aprobat-o anterior pentru a completa și a face o listă de lucruri. Am înțeles. De asta am și solicitat lista completă cu inventarul AT Buhoci. O primiți. E un monitor. Da, o primiți. E monitor oficial. Dacă exista în cadrul ședinței și la comisii, probabil că discutam asta. Eu v-am explicat la... Dar explicațiile pleacă. Scrisul rămâne. O să primească din alui scrisul cineva. Niciodată n-a rămas neprimit. Ba da, vreți să vă fac o listă? Domnule, ne abatem de la subiect și acum a discutat cu domnul Bolae. Diferență. Deci cu domnul Bolae. Ok, eu nu mai am. Da. Nu, că domnul s-a rămânut. Dacă v-ați să nebunim toți azi. Bun. Atunci supunem la vot proiectul numărul 2, care este pentru. Deci, hai să mai luăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Domnul Munchea, cum v-ați votat pentru proiectul numărul 2? Pentru. Domnul Munteanu, votați pentru sau contra? Împotrivă, stați domnul consilier, împotrivă. Deci eu am 10 voturi pentru, da? Deci împotrivă.
Niciunul. Abțineri. Da, mulțumesc frumos. Următorul. Deci, proiect de hotărâri privind darea în administrația școlii gimnaziale Constantin Popovici Buhoci a unor imobile aflate în proprietatea publică a Comunei Buhoci. Cine dezvoltă, domnul primar? Da. E vorba de terenurile de sport Buhoci Șerghir, o să fie încheiat un contract și grădinița. Pentru că, în baza acestui protocol, va fi preluat curentul electric. Domnul administrator, știți, mi-e explicați nou sau domnul primar? Domnul inițiator, știi? Haideți să vă explic eu dacă aveți funcționare. Deci, așa cum știți, la nivel de OAT Buhoci, s-au dus la finalizare trei proiecte majore, să zicem așa, finanțate din diferite surse. O parte din surse de la bugetul local, o parte din surse de la Ministerul Dezvoltării. Cele două obiective finanțate din bugetul local sunt teren multifuncțional, teren de sport multifuncțional în satul Bijghiu, școala Bijghiu, și teren multifuncțional de sport în satul Buhoci, școala Buhoci. Și așa cum este firesc, aceste investiții, aceste terenuri trebuie cumva predate școlii pentru a fi folosite în scop didactic de către profesorii de sport și aceeași treabă și cu grădinița. Trebuie cumva predate școlii pentru a fi cumva folosite în scop didactic. Altceva, domnule. Domnul Golaie, Domnul Bob. Dacă tot se predau terenul este de fotbal, mă duc și eu stai să joc fotbal. Dar eu și eu linge, nu mai găsești veci. Că nu mai există plasă, nici pe laterale, nici un coș de conton pe rând de gunoi. Dacă duci să joci fotbal, găsești și cutii de beri. Și ce vrei? Ce vrei și nu vrei? Plasă nu mai există și trebuie să predai școli. N-ai cum să predai la școală un lucru care nici nu... Nu-i finalizat. Deci, până acum, școala s-a folosit de acest teren și nu mai școala, și o parte din cetățenii comuni. Deci el a fost cumva folosit. Procedura legală pentru a intra pe Făgaș, așa o prevede. Predare, primire între instituții. El deja au fost folosite un an și ceva, doi ani, de când au fost semnat. Tocmai asta e chestia, că nu s-au pus ceva să folosească. Urmează camerelor de monitorizare, da, care o să stabilească vinovații și vinovații o să plătească. Deci încă se folosește, într-adevăr, sunt pe alocuri, cumva, plasele distruse. Deja e distrus total. Pentru că pe contract, atâta timp cât apare din vina constructorului, constructorul o să-și facă treaba, atâta timp cât se constată că nu e din vina constructorului, o să urmeze să ne facem noi treaba. Dacă nu suntem în stare să educăm generațiile care vin din urmă, eu cred că suntem vinovați și noi ca părinți, și profesorii ca cadre didactice, și Consiliul Local până la urmă. Ori că știm numai să arătăm, uite ce face ăla, dar nimeni nu se spune, băi, tinerică, ia cojile alea, nu mai mâncați să mânci pe aici sau nu cum asta. Asta pun o dată cu activitate în genul ăsta? Nu, nu mai mici, uite acolo, o sparg. Nu mai spun că ai pus să sparg. Telecamere, nu se rezolve situația. Dar unde e într-adevăr? Distrus. Deci hai să gândim. Hai să gândim. Nu credeam și cu tine. Nu Stimați colegi, vreau să vă anunț că chiar acolo, acel teren pe care discutăm și de la Bijghiu și de la Buhoci, la început a fost foarte bun, dar un rău voitor, că altfel nu putem să-l numim, că sârma aia care s-a împrejurat de jur împrejur, nu poți să o rup cu mâna. Aia trebuie să fii oricum patent, oricum crește, suntem cu toții meseriași acasă, cred că nu punem sârma și o rupem cu mâna. Nu suntem atât de forțoși noi.
acolo unii așa zis colegi de-ai noștri, unii așa zis cetățeni, vor numai rău. Păi a început să rupă un capăt, acum s-a rupt peste tot, cum a spus Lucian. Nu este posibil. Pus în altă ordine de idei. Chiar dacă s-a pus două coșuri de gunoi, mergeți la fața locului să vedeți că nu pune coșul de gunoi, pune alături. Aici și denotă de educația primită de fiecare acasă. Dacă venim și aruncăm gunoiul la voia întâmplării și după aia vorbim și bârfim, niciodată nu vom realiza nimic. Nu vom realiza nimic. Acum, trebuie să aducem educația pe ultima 100 de metri. Acolo sunt multe gunoaie și datorită faptului că n-ați spus un coș de gunoi la biserică. Toți care sunt la biserică aruncă gunoaie de acolo. Nu, că nu are cum să treacă acolo pentru că este egal, domnul președinte, este egal. Mulțumesc. Da, domnul Golae. Da, mulțumesc frumos, domnul președinte, pe subiectul proiectului de hotărâre prin modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buhoi. Îmi place, în general, personal, să lucrez cu materialul clientului, atât puțin cât îl primesc. Și țin să mă adresez din nou dumneavoastră, doamnă secretar, în care îmi menționa așa, atât dumneavoastră cu și domnul... Domnul primar, iar interrupt. Păi, dar suntem pe proiect, domnul primar. Puțin respect, domnule primar. Suntem pe proiect. Deci îmi spuneți la proiectul anterior că abrogăm HCL-ul respectiv ca să facem o listă completă și veniți cu proiectul numărul 3, care veniți iar cu o bufățică. Păi dar voi... administrare către școli. Ce păi dar venim cu proiectul 4 în care dăm în administrare către școli. Dumnezeu, cum mai înțelegeți? Cred că nu ne-am înțeles. Păi venim cu proiectul numărul 4 care dăm în administrare. Ele sunt în inventarul nostru deja prinse aceste lucrări. Sunt. Ok. Sunt, și nu sunt actualizate. Și am spus la proiectul anterior că facem o listă completă și nu știu ce, că de-aia aprobăm HCL-ul din iulie. Școala trebuie să-și facă treaba, să-și ducă activitatea. Grădinița dar școala își face, își duce activitatea mai departe prin proiectul numărul 4, doamna secretară. Avem așa, privind darea în administrare a școlii gimnaziale Constantin Popov. Dar bunurile rămân ale noastre, domnul Golae. Deci a spus acum 10 minute că facem o listă completă pe care o aprobăm. Da? Cu inventarul. Cu inventarul. Și? Scoatem, abrogăm proiectul respectiv din luna iulie, pentru că era o bucățică. Da. Și venim cu altă bucățică. Păi ori facem lista completă, ori mergem cu bucățică. Dar nu venim că nu completăm inventarul. Deci prefaci proprietarul. Noi dăm un bun să îl administreze școala. Eu cred... Cine v-a scris proiectul? Dar spuneți ce, de unde vă referiți? La primit ce? Privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buhoi. Despre care predare? Următorul proiect este despre predare. Cine vă scrie proiectul? Îl întreb și eu. Domnule, am făcut mai multe ca poate, din trei să aleg mult. Domnule, să mai înțelegeți ceva? Unde, domnule? Dar să nu vreți să înțelegeți. Păi cine vrea să înțelegeți? Vreți să le amestecați. Eu vreau să le amestec. Proiectul numărul 2. Dar nu este numărul 2. Este numărul 3 ăsta. Proiectul numărul 3. Da. Păi să amestecați. Haideți să vedem. 4, dar nu știu, poate i-am scris greșit. Spuneți unde-i vă aveți 4. Ok, deci nu facem pe bucățele, facem totul grămadă, dar de fapt tot pe bucățele le aprobăm. Lista de inventare. Aprobarea unui predare, domnule, bun. Aprobarea unui, predarea unui bun către cel care trebuie să-l gestioneze și să-l folosească, în speță, școala. Ce mai major, de ce le amestecăm, nu știu. Cât timp rămâne în proprietatea primăriei, nu se ocupă nimeni. Deci noi, practic, primăria ce vrea. O dei în administrare. Unii. Așa ca să ocupe ideea, să răspundă pentru ce este, ce nu este, ce se întâmplă și ce nu se întâmplă. Asta este, nu este altceva. Zic că o dai în gestiunii cuiva. Cum ai luat un bar în gestiunii, tu vinzi bere acolo, o bei tu, plătești, așa, dar nu este proprietatea ta. Tu o gestionezi, atât. Aveți ceva greșit, domnul Golae. Aveți contract de administrare, aveți? Da, vedeți, da, priviți să vorbim. Noi sunteți de acord cu predarea bunului către școală? Asta nu trebuie. Păi ce mai, supuneți la vot, domnul Golae. Supuneți la vot, proiectul numărul 3. Dar nu sunt predarea. Cine este pentru... Da, la școală. Dăm la școală. 1, 2, 2, 3, 4, 4, gata. Dăm la școală, dăm. Dăm la școală tot, domnule. Și cu primarul. Cu primarul. Trei cum votate. Toți pentru, da? Ei, le facem. Da. Da, mulțumim. Mulțumim.
Primul punct suplimentar, nu știu ce mod. Hai, la tine. Școala, sindicatul. Costel diverse. Nu, 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 aveam... Da, ce la diverse. El adormea și pe asta i-am zis. Știți ce vreau să spun acum, până vă așezați în tine, domnule președinte, raportor la proiectul anterior, ca să nu pierdem timpul. Până eu nu fac acuzii, nu fac nimic. Vreau să clarificăm din start un lucru înainte de a vota, așa anume acela că cetățenii din Comuna Boci vor avea acces, tinerii, copiii, vor avea acces la terenurile astea multifuncționale și după darea în folosință sau... Acum n-au lucrul ăsta, e foarte important, oamenii nu știu ce înseamnă... Terenul ăsta de fotbal, domnule, știu dumneavoastră, domnule. Nu este numai școli. Sunt cetățeni care vă joacă eu din practică activități sportive pe terenul ăla de 2 ani de zile. Dar sunt alții care știu lucrurile, într-adevăr. Dar sunt alții care știu lucrurile, într-adevăr. Ordonanța de guvern 64/2022 ne-a impus, acolo unde nu erau valori actualizate în decursul anului 2022, ne-a obligat să facem actualizarea de prețuri pentru școala Buhoci. Valoarea totală actuală a ajuns la 7.455.622,18, din care construcții montaj 5.892.625,11 lei, valoare cu TVA, inclusiv TVA. De aici se pleacă cu licitația publică prin SEA, în funcție de sumele care vor fi prevăzute la momentul câștigării licitații, acolo mergem și facem act adițional cu ADR-ul pentru noile valori. Noi o mare parte din bani am cheltuit la proiectare, la avize, la tot ce trebuie. Mai trebuie să asigurăm 2% din valoarea rămasă de decontat. Deci mare parte din bani s-au dus. Ca să poți să obții o finanțare, trebuie să faci proiect. Da, v-am. Și ca să faci proiectele, băi. Nu, și ca să faci proiectele, finanțare. Ca să ai finanțare, trebuie să dai bani. Se strânse legătură una cu alta. Mai dai soacă, nu mai faci tot bani. La tot timpul am venit către... Nu știu cât de explicit o fost, domnul director, dar... Supunem la vot cine este pentru suplimentarea aceasta. Chiar că... Facă școală. Da, mulțumim toți pentru domnul Munteanu. Se abține domnul Munteanu. Domnul Munteanu? Cum votați la proiectul suplimentar? Aproar. Același lucru. Ultima actualizare a fost făcută la nivelul octombrie anul trecut. Iar făcut actualizări cu firma din proiectare, valorile noi. Avem valoarea totală a investiției este de 24.731.774,93 valoare cu tot cu TVA, din care valoarea lucrărilor C plus M 21.507.545,61 lei. Deci rămân în aceleași drumuri, rămân în întregime tot. Asta e valoarea actualizată. Numai că nu se fac. Prin actualizare de prețul ajungem la aceeași valoare inițială pe care am avut-o propusă. Depășim undeva cu 1.300.000. Am și valoarele vechi.
aprobate în octombrie anul trecut. Păi da, alea sunt aprobate de către... Da, pe noi ne-a finanțat Ministerul Dezvoltării cu 12 milioane. Păi da. Și acum făcând actualizarea asta. Deci la prețul cu care ne prezentăm cu proiectul la București, în vederea semnării contractului, în care o să ne asumăm diferența de sumă de la noi, când se face licitația, clar scade valoarea, ei ne dau 12 milioane în continuare, iar noi atunci o să facem propuneri de atragere de fonduri sau susținere din bugetul local, de toate sursele de... Pentru finalizare... Să înțelegem că noi vom merge cu tot proiectul, așa cum a fost aprobat. Da, da. Ne explică domnul... Pentru că noi a fost aprobat o sumă mult mai mică. Hai să plecăm. Da, într-adevăr, domnul s-a alocat prin Ministerul Dezvoltării pentru implementarea proiectului depus 12 milioane, transformat în euro, 2 milioane, de 2 milioane și ceva de euro. Nu mă sperie, sincer, de sumele astea. Trecem peste asta. Noi am plecat la drum cu anumite tronsoane stabilite de comun acord și votate în Consiliul Local. Exista posibilitatea să renunțăm la anumite tronsoane pentru a veni la suma alocată. Asta însemna, noi între timp am depus... Exista posibilitatea de a duce proiectul în zona sumei alocate, numai că trebuia să schimbăm tot ceea ce am muncit până acum, documentații de avizare, certificat de urbanism, toată procedura și însemna să o mai lungim. Dar în același timp, mai există și posibilitatea menținerii întregului proiect cu suplimentarea de la bugetul local sau și alte surse pentru a finaliza tot proiectul propus pe, atenție, proiectul propus multianual pentru rata implementării proiectului Angel Saline, care are o perioadă de... 2028. Deci folosim, așa aș logica, folosim banii alocați, după aia dacă mai avem bani sau mai acordă vreo sumă ministerul sau nu știu ceva. Poți să luptăm? Da. Deci asta e logica. Domnul Mocan. Stimați colegi, o singură întrebare. Dar doresc și răspuns. Discutăm de acest proiect de mulți ani. Se pare că sunt convins acum că toți vom vota pentru. Dar vă întreb, când vom începe asfaltarea acestor drum? Ziua și data. Pentru că au trecut 2 ani, de 2 ani tot venim cu proiectul ăsta. Bacă mai crezi prețurile. Trebuie să revenim că nu mai corespund, că au crescut prețurile la materiale. Când vom începe lucrările? Noi ne-am regăsit momentan pe lista Ministerului cu suma alocată. Acum vom duce acest proiect cu valorile noi la Minister, cu toate avizele, cu tot, și vom semna contractul de finanțare. Având contractul de finanțare, vom începe licitația publică de lucrări. Și de acolo după ce începe cu proiectul tehnic, atunci. Dar înainte vreo două luni, de începerea mandatului. Au trecut 2 ani, alții cum fac aceste lucruri? Nu face nimeni. Nu este pe Angel Saline, sunt la nivelul nostru. Avea două luni de zi la populista. Cum? Dacă mă avea și de la nivelul nostru, drumul care se asfaltează pe proiectul Angel Saline, bine, Drum județean, mai pe comunal. Pe Angel Saline sau prin PNDLG? Angel Saline, țară pe știți că problema... Deci la momentul actual, puteți verifica platforma Ministerului Dezvoltării și programa în care toate UAT-urile au obligația să depună documentații pentru a fi verificată și studiată și după aceea... Domnul Administrator, ne spuneați că s-au simplificat aceste aprobări.
Acum începe. Iar să luăm hărtiuțele și proiectele, să le ducem la București, cam cât timp durează? Ne mai ducem o dată. Vă duceți dumneavoastră cu proiectul. Da. La București. Mai duceți o dată. De câte ori benzina? De câte ori vă duceți? Zi proiectul. Da. Faza ta zi. Da. O să fie dus în maxim o săptămână. Uitați aici în proiect. Da? Da, îl vedem, e foarte frumos. Deci, în baza acestui proiect, vom fi chemați la semnarea contractului de finanțare. Și primul drum care o să facem. Eu am întrebat data, domnul președinte. Dumneavoastră face niște aluzii așa, nefundate. Pentru că ați intrat acum în zona asta și nu vorbește gura fără dumneavoastră. Știi foarte bine. Eu știu foarte bine. Eu știu foarte bine. Știu foarte bine. Da, supunem la vot. Eu sunt de acord să facă în stradă. Nu susțin. E frică că nu mai ajung. Nu mai las pe jos. Da, da, am uitat din PNDD. Lăsați-l să ne spună cifrele, unde le pune, cine are grijă de ele. Da, mare parte vor fi poziționate în stațiile de autobuz, că este necesar. Păi sunt 40 de stații? În intersect, în mare parte în centru, centru comun. Aveți un stat ceva? Veniți cu propunere, acceptăm noi propuneri. Păi sunt mai fiecare care nu putea lua orice și fie lua ce e. Înainte de a intra domnul Mocan, pentru emisiunea dumneavoastră, da? Ca să nu uit, avem două adrese din partea școlii, prin care ne solicită membrii în comisiile dumnealor. Ați fi de acord să fie aceiași membri, domnul Mocanu de anul trecut și domnul Dobișteanu de anul trecut? Da. Să punem la vot, adică să fie o continuitate? Nu, doamnă, să punem la vot... Eu am alte propuneri. Am alte propuneri, doamnă secretar. Da, domnul consilier, vă aud. Eu îl propun pe domnul Ilieș. La fel, da? Chiar mai tare. Să punem la vot propunerea de continuare a reprezentanților. Da, dar se apropie de moaște. Da? Cine este pentru continuare? Da, domnul Ilieș, da? Decedatul director Popovici, să facem acolo, că deja au trecut 2 ani, a rămas în continuare islazul
Comunei Buhoci, unde pască foarte mare, cai și așa mai departe. Nu mai spunem că nu se mai cosește acolo. Dacă te aude, te înjură. Mai nou nu se mai cosește, nu se mai face ordine. Chiar dacă se supără cineva din preajma mea, chiar îi rog să meargă la fața locului. Și rog operatorul să se apropie, să vedem ce aș dori. O scenă de vară, domnul operator, vă rog, mai aproape. Și doresc ca în centrul comunei să fie această scenă, de care vom putea să ne folosim cu toți. Să facem o adunare frumoasă ca colegii, elevii noștri să vină să organizeze la Buhoci, nu la Bișghir. Nu, comuna Buhoci este la Buhoci, nu este la Bișghir. Nu. Și vă rog frumos, ca să nu mai stea pe roagă acolo, că vedeți dumneavoastră, stă de 2 ani de zile și tot mințim cum să mai facem, că vom face un magazin. Eu, dacă am cerut sprijinul dumneavoastră și dumneavoastră sunteți de acord, îl rugăm pe domnul primar, având în vedere că este ordonatorul de credit al comunei Buhoci, un bun pregătit, un om care, acum, având în vedere că avem și bani, este adevărat, domnul primar. Avem? Mai degrabă facem un trotuar. Deci, cronologic, înainte de toate, știți foarte bine, avem o hotărâre de Consiliul Local referitor la acel teren. 2. Dacă se vrea schimbarea hotărârii Consiliului Local și implementarea altor proiecte, există posibilitate, dar în același timp trebuie asigurată și sursa de finanțare. Trebuie verificată în buget. Dar domnul primar, dar dumneavoastră ați spus că aveți bani acum, că este vorba să facem obicei. Eu bani pentru... Dar pentru... Domnul primar, vă aduceți aminte că ați venit cu asemenea fotografii să facem o putere la dumneavoastră în sat. Ați văzut toată lumea fost de acord, dar acum că este vorba să facem pentru comuna noastră, nu putem face nimic. Domnul Iftimi vrea să vă completez. Da, da. Mulțumesc, domnule. Observați, domnule viceprimar, că eu așa zâmbesc de obicei, nu zâmbesc doar la propunerea dumneavoastră, și ca să vedeți că am sunt atent la propunerea dumneavoastră, încep cu ea. Ești un măscărici. Ei bine, așa se întâmplă la final. Să punem la vot cine este pentru. Este clar. Măscăriciul a ieșit din socială. Da, am vrut să fiu drăguț, am zis clown, da. Ei, avem acolo clown, aici măscăriciul. Domnule primar, ați transformat ședințele de Consiliul Local într-o mascarată. Trecem la subiecte serioase. Eu vreau să întreb. Dar ăsta era subiectul? Da, era subiectul principal deschis de domnul și după aia trec la domnul Mocanu. De la domnul Mocanu este simplu, ideea este salutară, benefică, eu sunt pentru și voi susține până în puzirea de acest proiect. Nu este ceva frumos. Dacă nu sunteți de acord, și a raportat la domnul viceprimar, care a decis să ne facă măscărici, dumneavoastră, cu 8 clase, atâta gândește. La final de mandat mă gândesc. O singură întrebare. 40 de coșuri. În 2 luni, maxim, cât mai are mandat, are timp să implementeze acest proiect? Dar doar uite. Îi implementează domnul Mocanu. Când vine iar. Nu, eu vorbesc foarte serios. Domnul viceprimar ar trebui trimis puțin la școală. Dacă ar fi o lege care să nu permită celor cu 8 clase să ajungă în funcții publice, domnul primar ar rămâne la stanța, la Mulțumesc frumos!